Fotbalul la nivel înalt a intrat în vacanța de vară, dar competiția fotbalistică s-a mutat din tribune pe terenul Marin Anastasovici, unde Astra va întâlni, țineți-vă bine, pe Celtic Glasgow. Nu vă mirați, Europa League nu se reia, este doar o partidă programată între galeriile celor două formații. Întâlnirea va avea loc vinerea viitoare pe stadionul Astrei și a fost pusă la cale între galeriile celor două formații, după ce fanii din Giurgiu și cei englezi s-au întâlnit la o bere, după acel 1-1 acasă, în cea de-a patra etapă a grupei D din Europa League. Vom reveni cu amănunte legate de această întâlnire la care sunt invitați să participe din tribune toți iubitorii fotbalului. Memorialul fostelor glorii fotbalistice giurgiuvene și-a încheiat prima săptămână, după ce a fost reluat de marți, după o pauză de mai bine de două săptămâni. Cele 12 echipe aliniate la start au revenit pe terenul sintetic din Parcul Elevilor, competiția programând câte două întâlniri pe seară, de luni până joi, cu vineri, sâmbătă și duminică zile de pauză. Memorialul propune până pe 23 iunie meciuri directe între echipele înscrise la start, urmând ca după această dată să meargă mai departe primele două formații din fiecare grupă. Până acum au fost înregistrate următoarele rezultate. Baroul Avocați SRI 12-5, Poliția Locală Zona Liberă 3-0, MTS Profesori Jandarmeria 2-4, Transilvania Broker Penitenciarul 4-1, Poliția de Frontieră ITPF Papai Marinarul 5-3, Aquila 2003 Forest Bicu 4-3, Transilvania Broker Poliția Locală 7-2 și MTS Profesori Baroul Avocați 3-7. Ultimele rezultate sunt cele de ieri, Papai Marinarul Jandarmeria 2-9 și Forest Bicu Penitenciarul 4-1. Luni sunt planificate partidele dintre Poliția de Frontieră ITPF, SRI și Aquila 2003, Zona Liberă. Parcul Elevilor va fi mâine foarte solicitat, motivul fiind legat de organizarea unui mini-campionat de fotbal pentru copii. Organizatorul este PES Activist Giurgiu, care anunță că manifestarea sportivă va începe la ora 9 și că vor participa cel puțin 6 echipe de câte 10 copii, cu vârste de la 7 la 10 ani. Este o acțiune care se înscrie în nota evenimentelor organizate de PES Activist Giurgiu, un eveniment dedicat de data aceasta copiilor cu vârste între 7 și 10 ani. Avem un număr de 60 de copii participanți. Este vorba despre un mini-turneu de fotbal unde se vor acorda premii, cupele nelipsite de la astfel de evenimente. Muzică, voie bună, vom avea și două trupe de majorete care vor evolua în pauzele dintre meciurile de fotbal. Acțiunea de sâmbătă va aduce micuților fotbaliști diplome de participare, iar primele trei echipe vor primi premii și cupe. PES Activist Giurgiu organizează acest eveniment în parteneriat cu Asociația de Fotbal Viitorul Giurgiu. Pentru atleții din Giurgiu urmează un weekend solicitant, cu participarea cluburilor locale la campionatele naționale. Pot participa sportivi înscriși la categoriile senior, tineret 1 și junior 1. Clubul sportiv școlar este prezent cu sportivi pregătiți de antrenorii Marian Damian și George Soare. Săptămâna aceasta, la final, la Pitești, vor avea loc campionatele naționale pentru senior, tineret și junior 1 și acolo va lua startul în probele de aruncare a greutății și aruncarea discului Bogdan Georgevici. Deocamdată nu suntem siguri dacă Manfred Bodnaru va lua startul, pentru că medicul i-a prescris să aibă o scurtă pauză pentru a aborda campionatele naționale, finala campionatului național de peste 3 săptămâni. Și este o strategie și încă nu ne-am hotărât, dar e posibil să meargă, plus toți copiii pe care îi antrenează domnul George Soare. Antrenorul George Soare este cel prezent la această competiție cu sportivi care vor concura la probele 3000 de metri obstacole, 400 și 800 de metri plat, dar și cu un săritor la prăjină. Un alt antrenor de atletism care participă cu elevii săi în acest weekend la campionatele naționale este Marius George Sima. La probe combinate vom participa cu Radu Mihai Sima și Zorile Ioana și așteptăm progrese de la ambii. Pot să îndrăznesc să spun că ne batem chiar la titlul de campion național și în orice caz la medalii.